Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E de economisit. De economisit. Cum ați trecut peste Valentine's Day? Bine, mai urmează. Stați așa. Ce? Ce a fost? Nu știu ce să zic. Un domn american a găsit o metodă să facă economie de ziua îndrăgostiților. Așa, a scăzut bugetul pentru cadou de fiecare dată când iubita țipa la el. Adică e ca borcanul de înjurături din filmele americane, știi? Acolo, dacă înjuri de față cu copilul, pui bani în borcan. Și la el, într-un oarecum a fost așa, dar luând bani dintr-o parte, punând în alta. Deci, acum un an, a pus deoparte 360 de dolari ca să ia cadou de ziua îndrăgostiților. Anul ăsta. Și nu i-au ajuns. Nu mă, stai să vezi. Iată așa, ce șmecher. Da. Deci a filmat atunci totul, a scris pe Reddit, uite ce am făcut. Ca să aibă dovezi. Da. Și iubita a încălcat regula cu țipatul de 320 de ori. Și pentru fiecare, mă rog, ori țipă ei ea mult, ori el mai sensibil, nu știm care-i treaba. Deci au mai rămas 40 de dolari din toată afacerea, pentru că pentru fiecare țipat sau nu știu ce, sau lua un dolar, din plic, lua un dolar din plic, lua de 320 de ori. Au mai rămas 40 de dolari. Și, a anunțat pe net dezbateri mari. Unii au zis că planul e foarte deștept. Alții au zis că poate ar trebui să-l pună pe gânduri și să nu mai stea împreună. Adică dacă țipă totuși într-una de 320 de ori... Cam mult, da. Da. Îmi se pare bine, adică numai 320 de ori, ce? Uite, anul ăsta care vine poate să-i facă buget de țipat. Să-i zică, iubita, uite, am pus 50 de dolari am pus, da. Și ai 300 de țipete, dacă vrei. Da. Sau așa. Da. Să țipi la cineva 320 de zile pe an nu este normal, a scris cineva. Alții au lăsat comentarii critice, l-au acuzat că i-a dat iubitei motiv să țipe. Cel mai probabil a meritat asta, a zis, au zis oamenii, altul adăugat, dar de ce ai făcut ceva pentru care merită să țipi? Asta e acuzarea victimei, știi? Da, da, da. Nu este victima, a țipat. De ce? Ai făcut tu ceva? Sigur, a înjurat soțul, a zis ceva, nu? Și unii au sugerat alternative, cum ar fi să adauge bani înapoi dacă ea a făcut ceva frumos pentru el. Și aici e de discutat și de dezbătut. Da, da, te complici, te complici. Nu e bine să complici mecanismul. Da. Băiatul a făcut un rămășeag, a și filmat, nu poți să schimbi regulile pe parcurs. În cele din urmă, omul a insistat că totul a fost doar de distracții și el și iubita lui sunt de fapt extrem de fericiți împreună. Eu cred că a avut o discuție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.